Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă propun să descoperim noutățile legislative privind Comisia pentru Mentorat Didactic și formare în cariera didactică. Începând cu 1 septembrie 2022, această comisie permanentă își va desfășura activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unității de învățământ. Fiecare unitate de învățământ își elaborează proceduri proprii privind funcționarea comisiei în funcție de nevoile acestea. Atribuțiile pe care le vor avea membrii comisiei sunt următoarele. Vor asigura planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din domeniul formării în cariera didactică, vor realiza o diagnoză de formare continuă, vor asigura evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare și va valida îndeplinirea condiției de formare, va asigura monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității procesului de predare, învățare, evaluare și a progresului școlar al elevilor. De asemenea, va organiza activități pentru dezvoltare profesională continuă, va implementa standardele de formare, va consilia cadrele didactice în procesul de predare, învățare, evaluare, va realiza un grafic al activităților de practică pedagogică, va asigura organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic și va realiza rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională și orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare. Vă propun să descoperim în minutele următoare și pagina de formare continuă propusă de Ministerul Educației. După cum observați, există mai multe ordine ce stau la baza programelor de formare continuă, având ca și cadru conceptual faptul că formarea continuă cuprinde dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și că ea reprezintă atât un drept cât și o obligație. Principalele modalități de realizare sunt cele menționate mai sus. Să nu uităm că există un cadru legislativ ce cuprinde Legea Educației Naționale, dar și o legislație secundară. Toate aceste acte normative regăsindu-se pe pagina edu.ro, formare continuă. Încheiem prin prezentarea unei structuri a portofoliului digital al Comisiei, prezentându-vă o posibilă structură a acestuia, dorindu-vă în final mult, mult succes în derularea activităților Comisiei noul an școlar. La revedere!